Duminică seara am predicat aici cuvântul Domnului și cei mai mulți ați fost aici. Nu mi-ați trimis niciunul, niciun mesaj de apreciere, nu mi-ați strâns mâna la final să ziceți, frate Ovidiu, ai predicat bine, nu era nevoie. Dar să știți cum frate a făcut lucrul acesta. Când m-am pus jos, aici pe scaun, am simțit cum a vibrat telefonul și era mesaj trimis de acolo, de sus, de la fratele Marius. Dragi copii, să fiți mândri. Ați avut părinți deosebiți. Domnul să vă binecuvinteze. Dragă biserică, unde și Maranata, pentru că Marius n-a fost doar al vostru, am din partea Domnului un cuvânt pentru voi. Iacov, capitolul 1, versetul 27. Ne uităm cu toți la acest cuvânt. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui, este să cercetăm, să îngrijim pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Iov era un astfel de om. Domnul însuși a spus despre Iov următoarele cuvinte. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprionirea lui și tu mă să-l pierd fără pricină. Și când ne gândim la o astfel de neprihănire, ne gândim la jerfe, Iov a adus jerfe. Ne gândim la închinare, ne gândim la familie, ne gândim la relații. Dar ne gândim și la următorul aspect, Iov capitolul 29, versetul 12. Avea și omul acesta întrebările lui, cum le avem și noi. Răspunsul nu e aici, răspunsul e la Domnul. Dar noi trebuie să avem puterea să spunem, Doamne, Tu știi cel mai bine. Că scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujam de îmbrăcăminte. Neprihămirea mi era manta și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți, le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Așadar, dragi credincioși, cum să îngrijim de orfani? În primul rând, ajutându-i din punct de vedere moral și emoțional. Salmul 68, versetul 5 spune așa, El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El Dumnezeu care locuiește în locașul lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți, El îi pe prinși de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Dragii mei, modelul nostru este Dumnezeu. Dacă avem dispoziția necesară să căutăm în Sfânta Carte, de câte ori vorbește Dumnezeu despre orfani și atitudinea și ajutorul pe care trebuie să-l acordăm lor. Cât de frumos este și acel cuvânt din Marcu, capitolul 10, versetul 29. Pentru că cei credincioși astăzi, ca și ucenicii, se întreabă, Doamne, Doamne, noi am făcut ceva în plus față de alții. Doamne, noi ce răsplată vom avea? Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați, sau suror, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau hol pentru mine și pentru Evanghelie. Mai departe. Și să nu primească acum în viacul acesta de o sută de ori mai mult case. Frate păstor, câți membri sunteți la Muntele Sionului? 1380. De frați, surori, copii de o vârstă cu voi, tineri, mame, holde, dragii mei, Dumnezeu este Cel care poartă de grijă prin noi, prin noi. Dumnezeu a găsit vrednic această familie să treacă prin acest sculptor. Tu ce vei face? Psalmul 10, versetul 14. Dar tu vezi că și tu privești necazul și suferința. Necazul și suferința nu este străină de Dumnezeu. El știe ce simțiți acum. Dar tu vezi că-și tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutor orfanului. Versetul 17. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întrești inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit. Și ca să nu mai insufle groaza omului cel luat din pământ. Înainte ca să te îngrijești poate de hrană, înainte ca să te îngrijești de alte lucruri, este nevoie să te îngrijești de inima lor, de sentimentele lor, să simtă dragostea ta, să simtă aprecierea ta. Poate uneori nu facem lucruri, deși trebuie să le facem, să avem atitudinea lui David, să ne coste. Sau poate spunem ce aș putea eu să fac. Ai putea să iei fetița și să o duci în parc. Ai putea să-i cumpere o înghețată. Ai putea să o strângi în brațe. Cum să îngrijim de orfani? ajutându-i din punct de vedere moral și emoțional. Și Domnul să-i păzească de orice gând străin, de orice șoaptă străină, să rămână liniștiți cu mintea curată înaintea Domnului, să știe că deasupra tuturor este un Dumnezeu care veghează. Sunt mai tânăr decât frații mei, dar din puțina mea experiență, din orfanii pe care îi cunosc și au crescut, dintre fraților n-am văzut niciunul necăjit, Dumnezeu își ține promisiunea. N-ai vrea să fii lucrător împreună cu Hristos? N-ai vrea să pui umărul la lucrarea lui Dumnezeu? Uneori crezi că religia constă să cânți o cântare, să dirigezi un cor, să ții o predică și cineva să zică că n-ai fost la biserică și bine îți face dacă îți mai spune că trebuie să vii. Dar uneori poate este mai important să-ți faci timp o jumătate de oră sau o zi și să susții din punct de vedere moral, emoțional. Cum să îngrijim de orfani? În al doilea rând, ajutându-i din punct de vedere material. Salmul 37, versetul 25 spune atât de frumos. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprianit părăsit nici pe urmașii lui, cerșindu-și pâinea. Să ne ferească Domnul, să fie nevoit să strige și noi să fim departe. Sunt multe texte, o să citesc unul din Deuteronom. Chiar din, din vechime Dumnezeu pregătea pe Israel cu privire la această situație. Deuteronom 14 cu 28. După trei ani să scoți toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea și să o pui în cetățile tale. Atunci să vină levitul care nu are nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva care va fi în cetățile tale și să mănânce și să se sature, frați și surori, nu să guste, nu să-și pe foamea și să te uiți cât de bine le merge acum să se sature și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. Cu alte cuvinte, tot ceea ce faci tu, tot ceea ce întreprinzi tu, are legătură și relația pe care o ai cu orfanul și cu văduva. Și dacă trăiești cu adevărat, în adevărata religie, Isaia, capitolul 58, versetul 6. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei. Am făcut lucrul acesta, frați și surori. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți cu cel flământ și adun ca ta pe nerociții fără de post. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Amin. Cum să îngrijim de orfan? Pentru că așa se traduce și se înțelege acest cuvânt. Să cercetăm. Să cercetăm și ce? Să constatăm, nu? Să constatăm și să spunem e puțin, e mult. Nu. Acest cercetat înseamnă să îngrijim și Domnul să ne ajute. Ajutându-i din punct de vedere moral și emoțional, ajutându-i din punct de vedere material. Și atenție, ajutându-i din punct de vedere juridic. Isaia, capitolul 1, versetul 17. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea. O crotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. O, sunt fără ajutor. Înseamnă că putem să abuzăm, înseamnă că putem să trecem peste drepturile lor, înseamnă că noi mai luăm la număr. Nu sunt cu noi, sunt ai noștri. Proverbe, capitolul 23, versetul 10. Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor. Uitați-vă la următorul verset. Căci răzbunătorul lor, și e cu literă mare, este puternic. El le va apăra pricina împotriva ta. Așa că nu muta hotarul. Ba mai mult de atât, apără când alții Încearcă să o facă. Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 35 în jos. Știți foarte bine acele cuvinte ale Mântuitorului. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și ce spune cuvântul mai departe? Atunci cei neprioniți îi vor răspunde. Doamne, și lasă versetul și dați-mi voi să parafrazez. Când am făcut noi lucrul acesta? Când în sinea noastră noi știm că trebuie să fim alături de orfan. Noi n-am contabilizat, era ceva natural în slujirea noastră, în viața noastră. Nu ni s-a părut greu, nu ne-am plâns. Am făcut lucrul acesta pentru că tu am învățat de la tine. Tu ești modelul nostru. Tu ești cel care ne a apărat. Aduceți-vă aminte de câte ori veneau farisei cărturarii să-i chiar pe ucenicii înaintea Domnului și Domnul ce făcea? E, pentru că sunt ucenici, pentru că sunt mai mici, pentru că sunt la început de drum. Lua parte ce, cu cei care îi cărau, nu? Domnul întotdeauna îi apăra. Atunci, cei îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-sete și ți-am dat de ai băut, când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat. Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine. Drept răspuns, împăratul le va zice adevărat, vă spun că ori de când ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie, mi le-ați făcut. Dacă biserică, Muntele Sionului, Maranata și ori de unde sunteți, proiectele bisericii, evangelizare, misiune, grădiniță, Africa, Oltenia. Nu renunțăm la nimic. Trebuie să le continuăm, să le ducem mai departe și să muncim până vine Domnul. Cu drag. Să nu obosim în facerea că și la vremea potrivită vom se cera dacă nu vom cădea de oboseală. Dar se mai adaugă o lucrare, la fel de importantă ca și celelalte. Și să o facem din toată inima și să îngrijim de orfani. Amin.